Avem trei categorii de bilete. 40 adultul, 10 copilul, adică elev student, și 0 lei pentru copilul sub 7 ani. Pentru care asigurăm loc, însă trebuie să anunțați la caserie că există, că e cu voi. O dată, doi la mână. Orele înseamnă 3, 5 și 7. Ora 5 este suplimentar. Pentru dumneavoastră l-am făcut. Numărul de locuri în sală 1350. Ajungeți toți. Ajungem astăzi. Ajungeți, da. Între cele orele menționate, aveți posibilitatea să vizitați grădina zoologică. Chiar dacă intrați acum la 3 și cumpărați la 5 sau la 7, puteți sta frumos la zoo și vedeți animăluțele. Pentru planetariu este o reprezentație separată, se achiziționează de aici, ți-a biletul, este la niște ore specificate acolo și doar 65 de locuri disponibile, nu se poate mai mult, fizic. În consecință, nu o să ajungă toți la planetariu. Într-o zi înorată, asta e. Observații astronomice nu se pot face. Cerul este acoperit. Nici de zi și probabil că nici de noapte. Eu o să vă dau niște flyere cu explicații. Da? Niște flyere pe care le dați mai departe, după ce le citiți. Da. Nu știu, o oră, două? Două ore. De două ore stați mai. Da. Nu vă stricți. Ce să facem? Dacă vrem să stăm, stăm, nu? Să vedem. De ce ați venit la Bătrâna azi? Să distrăm copiii. Da, nu că n-ar fi zi de plajă. Da, ar fi, da. Totuși trebuie să facem și alte lucruri, nu mai să stăm la plajă. Vreau să vadă delfinii. Nu, e greu, nu m-ați plictisit. Păi nu ne plictisim, pentru el nu ne plictisim, nu? Deci nu ne plictisim. Deci sunt delfinii. 90. Bune, da. Da. Eu sunt de stat la mare, oricum. Am înțeles. Și așa o petreceți la coadă? Da. Sperăm să prindem câte curând. De la 3, nu de la 5. Am înțeles. Da, aveți o oră și un pic de cântați la rând, da? Da, în jur de o oră. În jur de o oră. Ați mai fost și în alți ani, la de final? Până când eram mică, nu mai țin minte cum era. Deci merită așteptarea la coadă. Sper. Dar oricum, din caut. Coada e din cauza vremii, nu e din cauza că oamenii pot să vină neapărat la delfinariu.